să fie casa celui veșnic sfânt. Aici s-aduce laudă și închinare a celui care este veșnic viu și sfânt și merită doar cinste și onoare. Aici să fie casa unde frații mei cădeau ori în genunchi în fața ta, cu mâinile întinse către ceruri ei, un legământ cu tine vor avea. Casa unde ochii tăi zi și noapte zilnic vor primi. Aici să fie casa unde robii tăi cu rugăciun, cu laude vor veni. Atunci când va veni aici străinul din pricina numelui tău cel sfânt, să fie ascultat sedarea linul, căci tu ești Dumnezeu.